Procurorii DICOT au desfășurat vineri 26 februarie mai multe percheziții în județele Sălaj și Cluj, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor lichidatori judiciari, polițiști și a unui magistrat. Potrivit unui comunicat de presă al DICOT, procurorii din Sălaj au efectuat cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, abuz în serviciu, luare de mită în formă continuată, dare de mită în formă continuată, cumpărare de influență și fals intelectual. La percheziții au participat alături de procurorii DICOT și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj. În cauză au fost reținute mai multe persoane.